Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip mirobolant de Rust. Probabil mulți dintre voi v-ați așteptat să mai facem un episod de genul, însă mi-am mai găsit puțin timp, puțin chef și am zis hai să mai dăm o șansă Rustului. Vă arăt și vouă aici cum este să călărești un căluț, să sperăm că o să-l și găsesc. Cel mai important lucru din lume, acum sunt live pe Streamcraft, haideți și voi pe live. Nu știu, dacă vedeți clipul în primele 2, 3, 4, 5 ore de când îl postez, haideți repede, repejor pe live aici să ne distrăm, ne mai jucăm Rust. Ne mai jucăm Border Officer și multe altele. M-aș bucura dacă v-ați abonat și la Lavinia, primul link din descriere. Cred că Streamcraft o să fie al doilea link și primul o să fie al Laviniei. Intrați acolo și abonați-vă la ea, este iubita mea, să facă și ea 7000 de abonați. Și hai să vedem dacă putem ciordi ceva de pe aici. Nu știu, pur și simplu am găsit baza asta spartă. Păi ce am găsit al meu să fie, nu? Păi ce facem aici? Avem un cupboard acolo, putem să ne autorizăm? Let's go! Am putea ciordi baza asta? Nu știu ce să zic, da. Hai să luăm așa, nu pot să iau asta cu mine? Hai să facem ciocanelul. Where is my ciocanel? Hammer, te rog spune-mi că nu costă mai mult de atât. Exact 100 lemn. Nice. Aici din păcate nu putem intra. Alte chestii nu mai văd. Ce pana mea bază e asta, mă? Cred că au furat ăștia până și chesturile. Ăștia sunt exact ca mine, mai știți când găseam eu o bază? Furam efectiv tot din ea, nu mai rămânea absolut nimic. Și îmi pare rău că am postat astăzi mai târziu videoclip, dar din păcate a fost mai dificil pentru că am făcut și clanul Easy Clan pentru cei care nu știu, sau clanul, cum vreți voi să-i spuneți, clan, clan, tot pe acolo. Dacă nu știți, intrați pe canalul principal Nociv și o să vedeți acolo, da? Ultimul clip postat. Perfect, strângem ceva lemn, repede, repejor. Mi-aș lua totuși asta cu mine, pentru că poate o folosim. Păcat că nu putem lua cupboard-ul. Da. Ok, luăm repede, repejor. Poate putem și asta. Ha? Oh, putem, nice, asta e frigider. Nu știu ce naiba, ui. Ok, mai luăm și asta. Și cam atât. Bănuiesc că raftul nu-l putem lua. No. Bun. Deci am ciordit și noi un frigider. Prima oară când văd frigider. Ok. Interesant. Ori s-o adăugat de puțin timp, ori n-am văzut în viața mea așa ceva. Dar cred că totuși mai auzeam măcar de el, de existența lui. Așa, vă jur că nu știu de așa ceva. Ok. Mai luăm ceva de pe aici? Haide, băi, nimic. Dacă aș găsi căluțul, bă, atât de fericit aș fi. Oricum, în cel mai rău caz, dacă nu găsesc căluțul și vreți voi să vedeți cum este cu căluțul, am postat pe canalul principal Nociv un clip în care călăresc. Dar mi-aș dori să găsesc și acum. Hai, te rog, jocule, fie-ți milă puțin așa. Joculețul, hello. Da. Mă gândesc că pe aici, prin zona asta, ar trebui să fie căluți. Acum treaba e că se găsește și greuți. Că dacă ai găsi non-stop, na, ar fi prea ușor. Ce naiba e nebunia asta? Ok, găsesc chestii de care n-am mai auzit, n-am mai văzut. Nu știu ce naiba era cu fierătania aia în mijlocul câmpului acolo, dar este sigur ceva și sigur o să fie un nocivan care o să zică: Nociv, dar știu eu, sau bine, Alex. Alex, știu eu ce este acolo, bla 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 bla, aia face nu știu ce. Ok, oh, căluț! Let's go! Căluțul, bă! Cred că e al cuiva. Hai că-l furăm repede. Ok. Bine, trebuie să-i dăm de mâncare neapărat. Uite încă un căluț. Doamne! Apropo, voiam să mai discut ceva cu voi. În viitorul apropiat, adică în următoarele zile sau poate în următoarea săptămână, o să încep să postez... Trebuie să mă dau jos. Poate ăsta e mai energic. Da, ok. Deci în următoarea săptămână sau următoarele zile o să încep să postez mai multe jocuri de telefon, de pe telefon aici pe canal. M-am gândit să transformăm acest canal într-un canal mai mult dedicat pe jocurile de telefon, pentru că deja pe canalul principal Nociv postăm tot felul de jocuri pentru calculator și eu zic că ar fi momentul ca acest canal să devină mai interesant puțin, cel puțin pentru mine și mă gândesc că și pentru voi. Haide măi, bagă sprintul! Și o să vedeți multe jocuri de telefon, probabil Shadow Fight 3, ce naiba,
Border Officer pe telefon, Granny probabil, Brawl Stars, nu știu, multe, multe altele, da? Jocuri horror speciale pentru telefon și chestii genul ăsta. Cred că mai este un căluț acolo. Băi, frate, câți căluți avem? Iote căluțul, vedeți? Uite ce fuge. Stai, măi! Îți ordon să te oprești. Mă ascultă-mă? E, așa căluță tot ai. Foarte tare, boss. Nu mă gândeam că o să găsesc atât de mulți căluți. Îmi este și foame, deci va trebui să mă deplasez repede, repejor la un râu. Unde naiba o fi râu? Nu prea am, bă. Atunci o să mergem în pădure. Ca să luăm ciupercuțe. Da, uite, în direcția aia este o pădurice. Ne dăm frumos jos. Și vedem ce avem aici. A, pe bune! Come on! Am găsit nimic. De ce aș avea nevoie de ochelarii aia, bossule? Lasă-mă în pace cu ochelarii tăi. Ok. Cât mai avem până la pădure? Puțin așa. Haide, căluțu! Tăgădim, 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 tăgădim. Am crezut că sare singur. Ok, trebuie să ocolim buștianul, că nu prea știe să sară. Știu că mă pot ridica în două picioare. Sigur îmi zice cineva. Nociv, știi că te poți ridica în două picioare? Ok, ți-am arătat că știu, cel care întrebi. Bun, am acolo piatră, mai am și aici piatră. Ok, aici este o bază. Cred că de pe aici am luat eu căluțul. Bun, hai că sunt deja starving. Haide, că vine și noaptea. Mă, e tare, că aici chiar sunt mulți căluți. Să găsești trei căluți. Uite, cred că și acolo mai unul. Și-au pus oamenii căluțul așa în fața bazei. Că am încercat și eu pe principal să bag căluțul într-un grajd. Frate, n-am reușit. Nu știu cum naiba face asta, dar mie nu mi-a mers. Ok, cred că pe aici trebuia să caut. Ceva ciupercuțe. Nu știu dacă am noroc. Aș putea să-mi fac bandaje să rezist cât de cât, dar vreau mâncare, boss. Uite, pe aici ar trebui. Te rog. Uite, prin zona asta. Haide, bă. O ciupercuță, te rog. Come on. Da. Din păcate, nu? Unde n-aveai căluțul? Căluță! Direct pe căluț am sărit. Ai merge căluțul pe aici? Merge, mă, n-are treabă. Opa, nu mai merge. Când n-am vrut să-l aud. Ai de căluțul. Ok, mergem pe aici. Bam, bam, bam și am ajuns. Na, acum întrebarea mea este de unde naiba facem rost de mâncărică? Uite, mai este și pădure aici în față. E foarte bine că ne putem deplasa repede. O să mor imediat. Rugați-vă să rezist. Hai, căluțu! Salvează-mă, căluțule! Ok, luăm pe aici prin pădurice. Ok. Și mai avem foarte puțin acolo să ajungem la ciupercuțe. Dacă nici aici nu sunt ciupercuțe, chiar nu știu ce să fac. Ok. Urcăm pe aici pe munte. Bă, dar urcă căluțul, n-are treabă, are 4x4. Bă, uite, fii atent ce dealuri urcă. Let's go. Ok, și am ajuns aici, unde voiam să ajung. Acum o să-mi las căluțul aici. Eu să mă rog să găsesc mâncare. Hai, mă, nu se poate. Pe aici trebuie să fie mâncare. Ciupercuțe, te rog. Hai, o să găsesc, da? Aveți încredere? Gata, măi. Păi cum să n-aveți încredere? Bam. Deci am băgat două ciupercuțe și chiar nu mi-ajunge. Trebuie mult mai mult de atât. Hai cu ciupercuțile! Ori nu le văd eu, ori nu mai sunt. Uite, pe aici ar trebui, dar nu sunt. Știu că pe lângă copacei cresc. Haide, cu ciupercuța. Ciupercuțe, ciupercuțe. Da, am ieșit din pădurice. Nu m-au ciupercuț, am găsit. Păi asta nu o să-mi fie îndeajuns. Și nici măcar n-avem un râuleț aproape de noi. Dacă am avea râu, am avea multă mâncare. Da. Hai să vedem dacă mai știm unde ne-am lăsat calul și va trebui să mergem pe un râu. Mă mănâncă nasul. Sper că nu s-o dereglat la tonul.
Olo, ai de bă, nu mai este nicio ciupercuță. Sigur mai, dar nu le văd eu. Da. Riparino, cred că o să fim rip. Căluțu, ești aici? A, uite, da. Oh my god, nu mai văd nimic. Let's go. Hai mă, trebuie să fie un râuleț. Pe toată harta asta e imposibil. Chiar nu ui, bă. Oh my god. Da. Păi nu prea avem ce face decât să ne deplasăm cu căluțul. Haide căluțul. Băi, deja mai am doar 8. Ce naiba. De ce mi se duce atât de repede? Hai mă, fugi. Căluțul. Haide că n-avem timp. M-am blocat cu calul aici. Ok, asta o să fie foarte rău. Ce naiba e acolo, bă? Ok, bun. Hai mă că se poate pe aici, mă. De ce te sperii? Hai de căluțu! Aoleu, stai acolo atoras la calculatorul. Ok. Hai de căluțu! Du-te, măi. Am mai mâncat o ciupercuță. Ok. Haide, 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 haide. Nu poate să fugă, bă. Nu știu de ce nu fuge. Ok, nice. O luat-o la galop. Și acum tot ce mai putem face este ori să găsim un... un din ăsta abandonat. Oare... Bă, și aici am putea găsi mâncărica. Hai să ne oprim aici. La stația asta. Să vedem dacă găsim ceva apă, ceva mâncărică. Ok, ok. Bun, parcăm calul. Ok, căluțu, stai aici. Aolo, am avut și eu cal. Ok, și acum hai să verificăm repede, repejor. Ho, bine. Perfect. Da, bine, am aruncat-o pe jos, nu contează, o luăm repede. Și mai avem încă una. Bine. Avem și apă multă. Ok, nice. Deci suntem bine, nu mai trebuie să mergem până acolo. Oh, bine, măi. Nice. Păi, acum chiar suntem super bine. Iar mai trebuie câte una alta. Căluțul nostru este aici. Unde ați crezut că fuge? Stă aici cu noi, măi. Nu o să fugă de noi. Și... aici suntem aproape de outpost. Am putea merge și până la outpost, dar nu prea am multe chestii. Așa că nu o să ne ajute. Cel mai bine ar fi să facem în felul următor. Ne urcăm pe căluț. Și o să mergem să căutăm pe drum cât mai multe chestii, da? Hai să vedem. Ca să încercăm să supraviețuim. O să mergem așa în direcția asta, îi dăm la galop, haide căluțu! Și mergem aici. Bun, avem drumul și acum pe drum ne rugăm și sperăm să găsim ceva bun. Adică, nu știu, haine, arme și chestii de genul. Nu prea atrag speranțe mari, dar hai să vedem. Momentan nimic, bă. O să mi se strice și torța imediat, nu cred că mai pot să fac alta, din păcate. Ba da, pot. Nice, a, fii atent că pot să fac și din asta. Ok. Hai să facem. Și din păcate nu mai am low grade fuel. Bun. Hai să vedem. S-a dus naiba torța. În 8 secunde avem și lumină. Acum treaba e că nu știu dacă merită să începem să spargem astea. Dar hai să vedem. Ok. Avem cascheta, nu știu cât o să mă țină, dar măcar avem lumină. Băi, hai să plecăm, că n-are sens. Nu prea mă ajută chestiile astea. Mai degrabă să găsesc ceva, nu știu, o armă, nu știu, o sabie, ceva. Nu mă aștept la armă de foc, dar, nu știu, o sabie, ceva, ar fi bine. Iar nu m-ar descuraja așa ceva. Ok, ce avem pe aici? Nimic. Hai să vedem. Băi, da, absolut nimic, mă, frate. Zici că a lutat cineva pe aici. Acolo cred că am fost noi la început. Deci din partea asta venim. Hai să vedem. Da. Aici văd că e mai multă lumină. Nu prea pot să-mi dau seama de ce. Dar o ducem bine aici. Suntem într-o aventură continuă cu căluțul.
Adevărul e că nu o să se salveze ceea ce facem noi acum, așa că dacă o să mai filmăm Rust, o să o luăm de la capăt. Însă cel mai mult am vrut să vă arăt căluțul, să vă arăt cum putem pleca în aventură cu căluțul, că putem galopa cu el, ne putem da jos. Din păcate, nu putem să urcăm două persoane pe el. Chestia asta, sincer, era super tare, dar come on, uite-te cât de repede te miști pe hartă. Dacă ai fi mers pe jos, făceai drumul ăsta în cel puțin triplu timp. Adică dacă ne lua un minut să parcurgem 100 de metri, să zic, pe jos ne lua 3 minute. Așa că e super, super avantajos. Căluții, ați văzut și voi că se găsesc destul de bine, destul de repede. În fine, din păcate nu mai avem noroc la nimic. Căluțul nu ne duce către victorie, către ceva iteme să ne putem dezvolta și noi. Văd că peste tot e lootat aici, s-ar putea să găsim ceva. Opa, bă, măcar nu încheiem dezbrăcați. Ce bine. Ok, m-aș bucura super mega mult să veniți acum pe live pe StreamCraft. M-aș bucura dacă ați merge pe primul link din descriere să vă abonați și la Lavinia, să facă și ea 7000 de abonați. Și haideți repede acum pe live. Nu uitați că am făcut și clanul Easy Clan. Facem parte eu, Oviță, Lavinia, Houdini și Foxy. Așa că vă așteptăm să intrați acolo pe canalul Easy Clan de YouTube și să vă abonați. Toate cele bune! Ne vedem în episodul următor. Pa, pa! Hai pe live acum!